Salutare la toți! După cum ați văzut, este 12:05, este amiază și noi acuși, peste un timp scurt, ne pregătim cu Olga să mergem după cumpărături. Și după cum vă știți din alte vloguri mai precedente, că orice cumpărătură înțeleaptă se începe cu o listă. Și această listă este doar lista cu produsele igienice. Lista aceasta este făcută pentru întreaga lună, ca să ne ajungă produsele igienice și apoi va fi o listă cu produse alimentare pentru întreaga lună. Așa se fac cumpărăturile înțelept. Dacă nu le cumperi din timp sau nu le faci anume felul următor, cheltui mult mai mulți bani. Și încă un lucru. În unul din vlogurile precedente v-am spus, v-am rugat ca să ne scrieți în comentarii ce vă place să priviți la noi pe canal și ce ați dori. Eu am citit cu atenție aceste comentarii, nu pe toate, ultimele 2-3 zile nu am citit, dar vreau să fac un vlog special cu privire la aceste comentarii. O analiză a tuturor comentariilor și să vă arăt ce mi s-a primit, din ceea ce vă place vouă și din ceea ce ați dori, ca eu, ca noi, ca familie, Cool Family, să filmăm la noi pe canal. Noi acum glumeam cu Olga că... cum să facem ca să avem un look al nostru care să fie cool, într-adevăr, dacă canalul nostru se numește Cool Family. Și ne vedeam diferite idei cu culoarea părului, cu cu ochelari de sibiți. Asta. Și pe urmă, la urmă, ultima idee a fost că să ne lăptim în auriu tot eu, Olga, Jasmina și Melissa. Iar pe fruntea noastră să fie scris cool. Adică mai mult mai mic. Bun. În sfârșit am ieșit. Am așteptat pe Olga 3 ore, vă dați seama, așa femeile. Nu, de fapt ea a făcut o editare și a făcut prima poza, preview. Stai să deschid. Două poze. A, două chiar, da. Și ceva nu-i se primea acolo, dar vrea să fac ceva interesant, calitativ, pentru cei care se uită la noi. Nu, cum nu mi se primea? Mi se primea, dar când era aproape gata să sfârșesc, întâmplător de greșeală, apăs și închid programul. Proiect. Da? Proiectul, da. Și a trebuit să încep totul de la început. Ah, ce ne-a plăcut de acest moment. Și asta s-a întâmplat de două ori. Vă dați seama? O dată cu poza și o dată cu când se încarcă videoclipul pe YouTube. Aha, da. Întâmplător a ieșit capul de la laptop și laptopul s-a stins cu totul. Dar Olga îmi place că e foarte puternic, că nu s-a predat nici în prima, nici într-a doua oară. Și a făcut totul până la capăt. De ce e voi astăzi? Astăzi este joi, data de 1 noiembrie 2018. Aveți de văzut filmuleț pe canalul Jasmina Show, datorită ei. Și noi mergem mai departe, da? Numai că când o să vedeți voi filmulețul ăsta, o să fie de acum, nu întâi, o să fie mai târziu. Da, dar și el de data din 1 noiembrie l-a făcut ea. Datorită ei, a ieșit filmuleța. Eu!
atâtea jucării. Deja se pregătește, cred că, de anul nou, da, de brad? Da, la metru de cum simte atmosfera de Crăciun, de anul nou. Noiembrie, 1 noiembrie, știi cum a început? Da, cum, două luni, nu, așa. Acum și să vezi și pe vitrinile magazinilor tot desenate, braduri, fugi. Pus diferite luminițe, da? Da. Așa, hai să luăm dintr-un capăt și să mergem așa la rând și să vedem ce avem nevoie, da? Da. Ok. Suntem... Zdrăguț, nu? Da. Plus. Pentru tot în Crăciun. Uh-huh. Ce ireni, ce răbi. Astea sunt pierni decorative, corect? Da, decorative. Mm, super. De acum se simte a ta seara de Crăciun. Da, din plin. Super. Decorativă. Da. Super, da. Asta în dormitor trebuie. Dormitorul nu te-am să combine acolo, știu. A, culoarea asta, da. Uite, dacă nu e scump tare, poate o luăm. 185. 185, da? Nu, e și ieftină. Nu e și ieftină, nici scump, așa, mediu. Dar e foarte frumos. Da. Așa, am ales ștram de capron 3 perechi. Mă duc să probez dacă se bun. Asta a fost o glumă. Oamenii că prandem ce nu supraviață. Gata, i-am luat. Care vrei tu? Albastru, galben, e cu roșu și galben, îmi plac mai tare. De obicei, pentru challenger, pentru spars baloane, nu avem scobitori. Și chiar pentru scobitul nu trebim. Chiar și pentru scobitul nu trebim, da? Da, tic, eu primește cecănuții. Iau cecănuții. Îmi plac ce se pare cu cuciruș. Pentru cappuccino, pentru cafea. Nu vrei să ne iei mie macarona? Mai întâi poate cumpărăm aparatul de cafea și pe urmă. Uite, pentru ceai, eu pot să vreau și ceaiul în el, nu știu. Cappuccino, uite ce faină. Ție să-ți iau una? Da, uite ce-ți drăguț. Hai, ție una, ție una. Vrei? Dacă vrei, eu luăm. După ce ești mai mare, mă, pentru ceai să fie. Hai, uite aici, bine? Nu, ne trebuia o deschizătoare de capaci, de conserve, de cutii de cestea. Da, cum arată el, știi? Aproximativ, dacă și-o găsim. Nu e așa ceva? Seamănă, a, nu, astea de scuțit. Astea sunt cuțitele. Cuțitele. Uite, ceva ca carucie, roata asta, dar e... pentru copturi. Pizza ta, da? Da. Acu și-o găsim, poate. Asta pentru... Iată, ești. Ie! Uga, facem semnări ca să știm ce mai trebuie de luat și ce am luat deja. Așa. Da, multe. Soluții pentru geamuri ne-am luat. Acum și ne întoarcem înapoi sau poate înainte noastră? Nu, văd că deja produse alimentare s-au pornit. Uite, pentru pantofi am luat. Poscător de aur. De aur. Poscător de aur. Foarte okay. Frumos. De aer. Și de bucătărie. Da? Deschizătoare. Rămas că nu ce pentru geamuri. Eu mă întorc înapoi repede și o iau, bine? Hai. Și mergem la produse alimentare. Da. Deja vedem cocoșul nostru. S-am pus eu produse igienice și le-am pus acolo jos că ca să pot pe aceste produse alimentare să le pun aici în coș, sus. Să fie mai cum. Ce-am luat, o găină ușă? Special! Super! Îmi place carne. Filie mintai. Luăm așa? Vrei? Hai să vedem. Da. Ia așa și eu. Ce părta bună de asta? Nu se știu numie. Nu e coada, ție cap. Știi cât costă? Nu.
990 lei. Тут каракатица, очень густоватые, ням-ням-ням. Капучино! Вау! Ce mâncăm acum? Ce amestecăm? Nu rămâne mai scurat produs aliment. Nu, dar el s-a chitat de mâncă. Da? Dar ce pe la tine, nu? Ce pe la mine? Și dacă le fură, îți întorc câte după ce? Mașina noastră. Am intrat ziua și am ieșit noaptea. Da, dar ne-am încărcat pe o lună, nu știu, două soluțiile chimice. Avem și pentru noi, avem și pentru părinți, ne-a rugat să cumpărăm produse alimentare la fel, așa că unde e mașina? Încolo totuși, da? Hai! Da, 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 o văd. Și cappuccino! Acum și facem o pauză de 5 minute să mâncăm. Noi am luat micul dejun și acum luăm prânzul. Așa o să numim, prânzul și cina. Tot împreună. Da. Așa este, când ai o viață activă, pe câteodată se primește că nu mănânci la timp. Și asta nu e bine. Asta nu e bine, da. Apoi ajungi la un timp când simți. Îți dau de știri toate. Da, da, da. Și trebuie să faci pauză, să duci în vacanță. Da? De exemplu, unde? La Maldive. O, da. Eu sunt de acord și în Egipt, măcar. Bună idee, știi? Op. Așa. Și nu pot închide camera, că mâinile nu sunt ocupate. Da, eu să închid. Am mâncat puțin, adică eu continuu să mănânc încă. Deci am mâncat o plăcințică cu cappuccino și drept nu-i prea o... Nu-i prea o combinație reușită, cappuccino cu o plăcintă, dar când ți-e foame, păi mergi și așa, da? La o foame mergi. La o foame, da. Nu ți-e foame? Și acum mergem să o luăm pe Melissa de la grădiniță. După aceea, mergem acasă, ducem tot bagajul. O să luăm de acum cina normal, mâncăm supă. Și după aceea mergem să o ducem pe bunica acasă. Bunica e la noi, o ducem la bunica acasă. La bunica este Jasmina. Posibil să o vedeți pe Jasmina. Și Melissa, salut! Hei! Melissa s-a încălzat ce rapi, singuri că se vede. Călcuiul deasupra, da. Călcuiul deasupra. Ești încălzat normal. Haide, încălțăm și încălțăm. E cum ani merit ea? Încălțăm, corect, haide. Vrei la Marius? Mergi. La mare? Marius la mare. Și în place? Marius la mare vrem. A, cu Marius la mare? Da. La mare. E fiecare zi nu spune că e la mare, da? Las că vine vara și să plecăm. Aici. Și pe ce e așa? Un dălăpior? Asta cu aia. Da, da, da. Asta e mersul. Acuși. Aia. Mare. Hop. Am pus. Ce ai mâncat astăzi? Ce ai mâncat astăzi? Spune, mâncare. Mâncare. Așa. Am văzut toată mâncarea? Da. Uite, am văzut aici, părinte, iată. Întrebări de adresat copilului când îl luăm la grădini. Și un șir de întrebări. Ia că dacă ceva... Melissa, ce jocuri te-ai jucat azi la grădini? Ce jocuri? Stai, Melissa, stai, nu trage. Ai filmează pe mine, a spus că. Ai filmează-vă pe mine. Nu e bucătăria noastră. Oh, asta ce înseamnă? Asta înseamnă salut sau ce înseamnă asta? Salut. Salut ăsta și iubie. Din dragoste e făcut așa, da? Da. Da? Uof!
Melissa a deschis geamul. Mame, ce ți este cald? Da. Da? Văd cât este cald. Ai băut tot sucul? Da? Hai să ieșim. Hai să mergem. Așa mergem. Așa să lăsăm, da? Dar nu o să intre nimeni la noi în mașină. Da. Trebuie să ghidim geamul înapoi. Hai, ieși. Atent, mă, că deschide. Ți-ai scos de acum și centura? Ce hârnicuță ești tu? Tot. Da? Haide, închide ușa. Poți închide ușa? A, eu sigur că a ridicat. Măi, fată mare. Haide, închide ușa. A, ce puternică ești. Haide, deschide portbagajul. Roșu. Deschide portbagajul, poți? Deschide portbagajul, poți? Hai. Iată, de aici, de aici, de aici. Așa. Hai, să vezi. Hai, mică, te ajut. Ia uite-te acolo ce este. Cât de multe lucruri sunt aici, cât de multe chestii. Hai, acum să le luăm, să le transportăm pe toate, toate în casă. Eu suc. Da, multe, multe, multe pachetele de sucuri pentru voi. Ce drept, ce drept, aceste sucuri, câteva zile și gata, nu mai sunt. Gata, ajunge, nu mai vorba. Cerealele v-ați preparate, da? Așa, pe jos. Gata, ea s-a dus, ea s-a pornit. Ajutorul nostru, ajutor! Hărnicuțe, fetiță, avem noi. Îmi dai mie? Ține mână că nu-s grele, am mică să ia altele. Hai de, ou, ce te greu. Măi, măi, măi. Așa, bunica aduce acum și punge și noi încărcăm totul în... Se ducem totul în casă. Bunicuța noastră vine cu pungile, vine. Pungile, de asta o să fie amuși pline. Parcă sunt cu parașutul. Da, 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 vântul. Bun. Ia uitați că suntem în mașină. Wow, Melissa, mamica, bunica. Iulia! Cu burțile plini! Da! Am mâncat tot, ne-am dus. Acum ne pregătim să ne ducem la Mirea, să o ducem pe bunica, pe mamica lui Olga. O să lăsăm acolo și pe... Ia-ctoi. Asta e bunica. Bunica, da. Pe mamica lui mamica, lui soția mea Olga. Bunica lui Melissa. Bun. Și acolo la Mirea o să lăsăm pe... Mă aud ea ca apoi să nu prea îi place să rămână, după aceea se acomodează, da? Da, și-o luăm pe ea. Dar îi place foarte tare, da. Ei îi place acolo, pentru că nu-i place să rămâi în tine. A, fără noi să nu-i place, da? Da. Mămica, eu îți dau camera, tu transmit. Da. Mai vorbim noi între noi femeile. Da, prințesa. Femeia mea, noastră femeie. Fetiță. Ce? Să dau șervețelul un moment și ștergi sucul? Da. Da? Bine. Iată și prințesa noastră a venit acasă. Pe una am lăsat-o la bunica și pe alta am luat acasă, da? Da, noi uitasem camera în mașină și de asta n-am filmat cum a fost la bunica, cum ne-am întâlnit cu Jasmina. Și abia acum ne-am ațumit că mașina stă acolo în mânieră de la mașină, de la șofer. Și am luat-o și vă filmăm și cu Jasmina. Da. Smina, salută-te, dulceață. Salut. Cum la bunica? Bine. Ți-a plăcut? Da. Mai vrei încă? Da. Da. Sper că și Melissa să-i placă, măcar că despărțirea camerei se petrece cu lacrimi puțin. Dar e ok, la bunica e bine acolo, da? Ok, dragii noștri, de acum e târziu. E târziu, cât e 10 uneva? 10:35. Suntem obosiți. Ne pregătim și noi acolo să ne culcăm. Vrem să încheiem vlogul acesta. Să terminăm cafeaua. Am terminat. Care e rece de acolo. Călătoria. Am încheiat călătoria. Încheiem vlogul. Am și făcut cumpărăturile, da? Da, abia cafeaua. A, da. Și am încheiat cumpărăturile. Da, mai avem cumpărături de făcut încă, dar pentru astăzi am încheiat. Pentru da? Astăzi am și da. Aia tot copertis acasă. Da. Deci, dragi noștri, noi l-am rămas bun de la voi. Puneți nouă like. Multe, multe like-uri. Abonați-vă la canalul nostru, la canalul nostru Culu Family. Numai decât. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa, să aveți o zi frumoasă în continuare. Pa, pa. Și una plinștită. Pa, pa. Pa, pa.